Salutare, prieten! Bine v-am găsit! Astăzi o să mergem cu patroana la dentist. Aștept să-mi aducă mătușa mea mașina pentru a merge cu patroana la Craiova, la dentistul din Craiova, pentru că are o afecțiune foarte gravă la măsea. Rămâneți cu noi să vedeți despre ce este vorba. Am fost acela cabinet și se pare că nu poate să o ieși extragă măseaua de patroana. Tu s-ar naști dică, tu s-o dedicau. Că-i țânjeap, că-i măsava asta, adică lua nimic. Lasă, stai, ai răbdare, că o să mergem, o să găsim alt cabinet. Răbdarea, filmăm aici. Priviți, dragi prieteni, mergem către Craiova. Și a privit ce mașinuță interesantă. Este din aceea fără permis. Da, am vrut să vă arăt și vouă. De asta să-mi avem să mă umbru. De asta să-ți iei patroană, de asta mică, vezi? Da, micuță de asta. Da. Până mă obișnuiesc. A fost la filiaș aici cu patroana să tragă măseaua, dar se pare că nu se poate din cauza că o doare și nu poate să o extragă, așa că mergem la un cabinet mai de specialitate la Craiova. Continuăm vlogul, prieteni, cu patroana. A s-a dus la dentist, a fie, stai să vă arătăm radiografia, arată patroana. Și nu poate să-i tragă dintele pentru că a luat niște pastile de inimă. De circulație. De circulație. Și nu e voie, trebuie să mai stă 2-3 zile. Și nu avem voie. Și am fost la piață, de-am luat ce-am luat patroana. Am luat ceapă. Lasă ce-am luat, nu mai întreba ce-am luat. E cartofi, e ceapă, panilor, e roșii, e toate ieftine. Să ia și el cătă cu nevastă sa dacă vrea să aibă bani să muncească și să vândă în sat. Dar ei vrea să stă tot ca ăia, ca nurorile mele. Le iai compreț mai ieftin și le dai compreț în sat. El a îngrop fanilor cartofi 80.000 să culețul, de câte tile? 10 tile. 10 tile, 80.000, câte bine tilul? 80 de bani. Da. Și le iai de aici la un preț, așa îngrop. Așa făceam eu cătă cu bărbatul meu. Luam de aici, de la Angro, și lubeniță, și cartofi, și tot, și mindeam, dă-i. Așa să faci tu cu Anca, nu să se dă Anca mare și lumina și toate. Să vină aici, să ia și să vândă în sat. Să bagă câte 5 milioane, ia și ei câte 5 milioane. Nu-ți bani să mănâncă copii. Așa e, patron. Și vă duceți aproape în sate la noi, acolo, nu vă duceți departe ca să mâncați motorină multă. Dacă vă duceți așa, aveți bani. Dacă nu, eu plec la București. Uite, mă așteaptă Alina acasă. Plec la București și muriți de foame acasă dacă nu faceți așa. Făceți și voi ceva, să faceți o apacere, ceva, să luați un bani. Nu să stați gură cască. Că dacă stați gură cască, nu vine nimic. Stai că patrona să închid vlogul, că mă sună cineva. Nu vine nimeni, te grăbește. Dragi prieteni, am dus-o pe patroana acasă, am lăsat-o, este bine. Și acum mă duc să-l iau pe moșu de la Hurducești și să-l aduc și pe la casă, pentru că a tăiat via și este cu muncile câmpului și mi-am luat angajamentul de a-l aduce de la câmp acasă. Și acum mă duc să-l iau. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Îl cunoașteți pe moșu dintr-un clip anterior. Cam asta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să dați un subscribe la acest canal, să activați butonul de clopoțel și bineînțeles, dacă puteți, să dați un share pe Facebook, dragi prieteni, să vadă lume vlogul. O să fac stopul regulamentar la calea ferată, fără barieră. Și ne îndreptăm către satul așa numit Hurducești, dragi prieteni. După cum puteți vedea, sunt niște copaci foarte superbi în această zonă. Cam atât a fost, prieteni, nu mai lungim prea mult, pentru că probabil aveți și dumneavoastră o mulțime de treburi și sunteți ocupați și vă doresc o zi minunată, o seară excelentă și tot binele din lume. La revedere!